Salutare! Cum ești? Sper că ești fantastic de bine, pentru că eu cu siguranță mă simt senzațional. Și mă simt senzațional pentru că sunt proaspăt tătic în data de 27 martie. S-a născut fetița mea și a soției mele, Denisa, s-a născut fetița noastră, Giulia. Și mă bucur extrem de tare pentru faptul că atât eu cât și Denisa am fost binecuvântați cu o fetiță minunată. Adică Dumnezeu cu siguranță ne-a depășit fiecare așteptare, ok? Este senzațional. Este senzațional ce poate să-ți oferă un copil. Adică mă simt ca și cum toată iubirea asta din univers a fost luată și a fost pusă la noi în casă. Și dacă ai copii acasă, știi exact la ce mă refer. Este senzațional de frumos. Și vreau ca să spun că chiar în momentul când am văzut-o, n-am putut să nu mă gândesc la ceva ce vreau să împărtășesc astăzi cu tine. Și înainte să-ți spun și înainte să împărtășesc cuvântul, de fapt că este vorba de un cuvânt senzațional de important, este fundamental în direcția noastră, indiferent că vorbim aici de viața personală sau de viața profesională, este un cuvânt care poate să schimbe viața. Mie mi-a schimbat-o. Și înainte să spun care este acel cuvânt, ai observat că noi oamenii avem tendința ca, avem tendința să nu avem răbdare să se întâmple lucrurile în viața noastră. Nu știu dacă ai observat. Poate ți s-a întâmplat și ție sau poate că încă ți se întâmplă. Adică de fiecare dată, pentru că noi avem o grămadă de activități, vrem ca toate lucrurile și vrem ca rezultatele să apară imediat. Adică de multe ori când stau de vorbă cu colega noastră, cu Aliza la noi din echipă și spun, uite Aliza, aș avea nevoie să faci pentru noi chestia asta. Și de multe ori mă întreabă, pe când ai avea nevoie? Păi pe săptămâna trecută, dacă se poate. Adică cumva cât de repede. Aș vrea și sunt genul de persoană care la propriu vrea să întâmple lucrurile cât mai repede în viața ei. Însă mi-am dat seama că lucrurile importante nu se întâmplă imediat în viața noastră. Așa este? Ești de acord? Nu se întâmplă imediat. Adică, ok, noi vrem să se întâmple imediat, dar nu se întâmplă imediat. Și vreau ca să spun că acum 10 luni de zile când mi-a spus Denisa că a rămas însărcinată, parcă amândoi deja o vedeam pe Giulia a doua zi, adică știi ce zic? Ok, a rămas însărcinată, perfect. Mâine o vedem, nu? Adică mâine ne bucurăm împreună, ne uităm la film, adică știi ce zic? Dar nu s-a întâmplat așa. Și tu știi foarte bine că orice lucru minunat, orice minune din viața noastră are nevoie de un timp în care să se creeze, să se întâmple. Așa cum știm foarte bine că un copil care se nască are nevoie de 9-10 luni de zile, timp în care el se creează, nu? Nu? Este un proces de creație. Are nevoie de timpul ăsta. Cât că noi ne dorim să se întâmple imediat, adică să-l vedem imediat, dar nu se întâmplă imediat. Și are nevoie de acel proces de 9-10 luni de zile în care să se creeze, corect? La fel cum fiecare agricultor știe în acest moment că dacă vrea să semene o sămânță de măr, nu o să culeagă fructele a doua zi, n-are cum. Și el știe că în acest moment plantează și are nevoie de un timp în care să se creeze, nu? Și, atenție, în acest timp el nu se oprește, ci ce face? Udă planta. Și smulge orice ar putea să dăuneze plantei, nu? Ești de acord? Și acel cuvânt este proces. Okay. Acel cuvânt este proces. Orice lucru important în viața noastră are nevoie de un proces în care el să se creeze. Așa că dacă ești o persoană ca și mine, cumva, care abia așteaptă să vadă rezultatele, învață ceea ce am fost obligat și eu să învăț. Să cred în proces. Să am răbdare cu procesul de creație. Adică să fac tot ce trebuie să fac pentru viața mea și dacă o să am răbdare și dacă fac ceea ce trebuie să fac, o să se întâmple, o să apară și rezultatul. Nu? Te rog să nu uiți asta niciodată. Nu. Și mai ales să nu lași pe nimeni să-ți ia asta vreodată. Ai încredere în proces. Dacă tu știi în acest moment că îți doresc să ajungi undeva în viața asta, dacă tu știi în acest moment că există ceva ce îți dorești foarte tare să se întâmple pentru viața ta,
începe să faci tot ce trebuie să faci și ai încredere în proces. Că se va întâmpla. Se va întâmpla, se va întâmpla, se va întâmpla. Ok? Bun. Eu vreau ca să-ți mulțumesc foarte mult și încă o dată, nu uita de proces. Nu uita de proces. Ok? Lucrurile minunate se întâmplă în viața noastră când noi avem încredere în proces. Așa că ai încredere în procesul de creație. Se va întâmpla. Ok? Până data viitoare îți doresc numai gânduri de succes. Grijă de tine. Ciao!